Bună ziua, bună ziua, prieteni! Ora 12 și 6 minute, iată pe data de 21 martie, ora la care începe emisiunea 1 plus 1. O să vedeți aici 1 plus 2, dar nu contează, tot 1 plus 1. Unul moderatorul și unul la general, care sunt invitații mei. Și dacă tot am vorbit de invitați, să vi și prezint, prieteni, domnul profesor Costin Clit, profesor de istorie la Colegiul Național Cuza Vodă din Huș. Eu aș mai adăuga, domniei sale nu-i place, dar aș mai adăuga poate unul dintre cei mai scotocitori istorici din județul Vaslui și nu numai, care așa îi place să se bage o leacă în viața lui Alexandru Ioan Cuza. Domnule profesor, bună ziua, bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit, regăsit. Da, ne-am regăsit, așa este că nu mai e o premieră, ați mai fost în studioul nostru. În cealaltă parte, în stânga moderatorului, domnul colonel Ștefan Focșa, președintele Ligii Culturale României de Pretutindeni din județul Vaslui. Domnule colonel, la fel ca și colonelul Alexandru Ioan Cuza, iată, cred că și de asta ați venit îmbrăcat în militar. Ei, și pentru aceasta. Vă rog. Una din probleme. A doua. Iar ați greșit ca și data trecută. Domnul profesor Clit, în afară de faptul că este un mare scormonitor, este profesor de istorie națională. Național. Vă rog să rețineți. Așa, bine, domnul colonel. Iar astăzi suntem aici așa pentru a cinsti memoria celui care a fost după Ștef și este după Ștefan cel Mare și sfânt, cel mai îndrăgit dintre domnitorii care au urmat. Și în al treilea rând, astăzi ne-am adunat aici ca să sărbăm 201 an și o zi. Deci inclusiv și o zi. O zi, da. De la nașterea celui care a fost Alexandru Ioan Cuza. Da, 200 ani, 201 an, 201 an de la naștere. O zi, mai spune domnul colonel, moment de sărbătoare, domnule profesor Costin Clit. Sigur, tot ceea ce este legat de numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, titlul României moderne, nu poate fi decât moment de sărbătoare. Eu aș începe prin controversele legate de locul nașterii domnitorului. Cred că bine faceți, că știu că există o dispută așa foarte aprinsă, o dispută care cât a durat? De vreo 3-4 ani de zile, nu? Nu între Băla și Huș, dacă și acum e rezolvat, e tranșat locul nașterii sau nu? Din punctul meu de vedere, nu cred că este tranșat, deși bârlădenii au mai multe aturi, inclusiv efervescența vieții culturale și intelectuale, care propulsează figura domnitorului în prim plan, pe când Hușul este mult mai modest din punctul ăsta de vedere, ca și Vasluiul, de altfel Bârladul întotdeauna a deținut întâietatea culturală prin intelectualii de acolo. Dar având în vedere importanța colosală a domnitorului, iată că de-a lungul timpului patru localități l-au revendicat ca loc unde s-ar fi născut. Mai degrabă, istoricii din zonă, sigur, nu? Da, da. Una dintre cele patru localități o eliminăm din start, este cea a satului Barboș din județul Galați, pe care a propus-o istoricul Ighe Valentineanu, nu avea nicio legătură cu localitatea de acolo. El confundase cumva cu Barboșii. Barboșii de Fălciu. De acum Hoceni. Da, Hocen. La vremea respectivă. Era de plasa Fălciu. Ținutul Fălciu. Fălciului, da. Ei, deci iată, și-am intrat la a doua localitate, cea a localității Barboș, din comuna Hoceni, locul unde tatăl său și-a avut moșia. De altfel, trebuie să remarc locul cuzeștilor în istorie, și revin imediat, atestați prima oară pe la 1630, un Dumitrașcu Cuza implicat într-o conspirație la 1717 va fi spânzurat la ordinul domnului Mihai Racoviță, iar la 1784 un alt membru ilustru al familiei Cuza, Ioniță Cuza, Marele Spătar,
va fi decapitat la ordinul domnului Constantin Moruzi, tot datorită unei conspirații despre care unii spun că este de sorginte masonică. Revenind la Barboș acolo, Ioan Cuza, tatăl domnitorului, viitorului domnitor, își avea conacul boieresc. Da. În 1828, la 20 de ani de la nașterea domnitorului, Ioan Cuza, tatăl său, era ispravnicul ținutului Fălciu și la ordinul rușilor care ocupase țările române, era război dintre, cu poarta otomană dintre 1828-1829, ispravnicul ținutului, postelnicul Ioan Cuza, alcătuiește, ca și ceilalți ispravnici, o vidomostie, un recesământ cu familiile boierești din ținut. Și iată, această vidomostie a fost publicată în Arhiva Genealogică din 1994, numele 3-4, a fost transcris de un istoric de la București, Periețeanu, și iată ce scrie Ioan Cuza, deci tatăl domnitorului, despre el. La poziția a patra spune așa: Ioan Cuza, postelnic, familie veche, neam de 200 de ani, născut în satul Bărboșii, de 46 de ani, locuiește în satul Bărboșii. Deci la 8 ani de la nașterea domnitorului, tatăl său arată că își avea conacul, locuința la Barboș și moșia acolo și nu își avea în altă parte. Ce este foarte interesant, că pentru alți boieri care își aveau, de exemplu, case în orașe, la Huș sau la Vaslui sau la Bârlad, arăta că are și casa în orașul respectiv. Despre el spune că are moșia și conacul la Barboș, trebuie să reținem, la 8 ani de la nașterea domnitorului. A treia localitate care îl revendică pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza este orașul Huș. În Huș, până înainte de 1989, a existat și o casă despre care tradiția a consemnat că este a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a cărei fotografie, din fericire, a fost publicată de Ioan Lupașcu în perioada interbelică și o avem astăzi, că altfel nu s-ar fi păstrat nimic, demolată din neglijența autorităților și, să spunem, impasibilitatea față de trecutul istoric. Nu au dovedit dragostea față de personalitățile trecutului. Și cam prin ce an au demolat-o? Anii 80, așa. 80? Da, deci în apropiere de evenimentele din decembrie, 89, nu? 89, da. Se spune că postelnicul Ioan Cuza venea de la Bărboș cu caleașca și soția sa, iar durerile facerii, asta tot potrivit tradiției, ar fi apucat-o la cei doi stejari din dealul Șchiopenilor, unde l-ar fi născut pe viitorul domnitor. Ajuns la Huș, postelnicul de bucurie, care un băiat, el s-a căsătorit cu Soltana Cozadini, care provenea dintr-o familie greco-italiană, nu? Și de bucurie a tras cu pușca în grinda casei, urmele cartușului s-au văzut până târziu acolo în grindă, le-a consemnat și Ioan Lupașcu și toți cei care au avut ocazia să vadă cartea, nu? Casa. Scuzați-mă. Nicolae Iorga, care era președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, va declara casa ca locuința lui Alexandru Ioan Cuza, a purtat o întreagă corespondență. Deci, iată, al treilea loc presupus al nașterii domnitorului și al patrulea este Bârladul, cunoscut deja. Bârlădenii se sprijină pe câteva documente care par de neclintit. Însă sunt. Certificatul de naștere, nu? Și declarația. Nu există certificat de naștere. E declarația domnitorului, nu? Nici declarație. La vremea respectivă se întocmeau de către preoții satului niște acte mitricale care consemnau nașterea, botezul și așa mai departe, decesul și așa mai departe, da? Cununia. Ei, nu avem un asemenea act mitrical pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În schimb, pe diploma de bacalaureat de la Paris, pe care a primit-o la Paris,
scrie, născut în anul 1818, deci vedem aici un fals, fiindcă anul nașterii este în 1820. 20, El nu avea vârsta necesară pentru a urma cursurile de la Paris și atunci și-a falsificat vârsta trecut, și s-a născut la Bârlad. Acolo unde întâlnim un fals, cum este vârsta, poate să existe și al doilea fals, privitor la locul nașterii. Și o să vă explic și de ce pe urmă, nu? Al doilea act pe care se bazează Bârlăden este cel de deces din 1873, pe care medicul care a constatat decesul scrie născut la București. N-avea nicio legătură. După care este tăiat și scrie născut la Bârlad. Dar iarăși aici suntem există semne de suspiciune, având în vedere acea declarare a primului loc al nașterii și apoi apariția Bârladului, nu? De ce și-a falsificat el vârsta, am explicat, dar de ce cred eu că și-ar fi falsificat și locul nașterii? La Paris, și eu am publicat un document în acest sens, era urmărit de creditorii săi, de că lui a plăcut întotdeauna să se îmbrace frumos, i-au plăcut jocurile de noroc, de poker și a făcut o serie de datorii. Îndrăgostit de poker mai ales. Da, îți mai jucat la Cacialma, cred că, nu? Da, deci a făcut niște datorii și atunci consulul Franței de la Iași a intervenit pentru a-l căuta pe Alexandru Ioan Cuza aici în Moldova și era mai greu de găsit dacă nu și avea dat locul exact al faptul că fiind frumos, domnule profesor, damele bine din Montmartre, din cartierul frumos al Parisului, au trebuit să trimit la consulul de aici, de la Iași, numitul Cuza, care are să se plătească datorii, doamne. Deci se cam împrumutau, cred că, nu? Nu mă pronunț. Da. Deci, iată... Putem lua și varianta asta. Câteva cauze. Foarte interesante sunt telegramele celor din Bârlad și din Huș din anul decesului. Cei din Bârlad nu-l amintesc ca fiul al Bârladului. De la 10 ani sau la câți au fost de la decesul 1866-1873, de când părăsese Moldova, ei nu au spus în telegrama aia de condoleanțe că e un fiu al Bârladului. Mai degrabă, cel de la Huș, de la Fălciu, pardon, de la Huș, arată că este un fiu al Fălciului. Ei, aici poate să se refere la moșia de la Barboș sau de Huș, dar oricum este arătat ca un fiu al Fălciului. Deci astea zonei, sunt, da, astea zonei, sunt controversele, mai există de, și... Bârlădenii, acum bârlădenii, sigur, nu o să vă agreze ceea ce dar spuneți. Dar nu m-au agreat niciodată. Da, păi, nu v-au agreat, nu? Nu. Chiar eu mi-am susținut punctele de vedere, eram mai tânăr în biblioteca Stroie Beloescu. Beloescu din Bârlad. Sunt unul dintre cei care a mai publicat și documente față de Bârlădeni legate chiar de familia Cuza. Moștenitor al moșiei de la Bărboș a fost Alexandru Ioan Cuza și la 1858, tot așa într-o vidomostie, este arătat ca proprietar al bisericii de acolo, fiindcă e titoria cuzeștilor, dar și la 1865, puțin înainte de a fi detronat, este arătat tot ca proprietar la Bărboș. Bun, ați văzut că bârlădenii, printre altele, își susțin și demonstrează și cu casa ca fiind casa memorială Alexandru Ioan Cuza, ca fiind locul de naștere al domnitorului. Foarte bună întrebarea. Oricum îmi aminteam eu de lucrul acesta. Eu tot am, cum ați spus dumneavoastră, am statutul ăsta de scotocitor. În arhivele din București se păstrează două documente pe care de altfel le-am publicat și în paginile revistei Prutu, numărul 62 din 2018. Casa din presupusa casă unde s-a născut domnitorul aparține lui Gheorghe Cuza. El Gheorghe Cuza fiind unchiul său. Unchiul lui Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza.
Ei bine, documentele pe care le-am publicat ne arată următoarele. Gheorghe Cuza, nu știm sfârșitul. Deci, oricum, după 1822, fiindcă el s-a pronunțat ca un simpatizant al Constituției Cărbunarilor, deci cam sunt ultimele documente care până acum ne vorbesc despre el. Ni-l arată în viață. Soția sa, Anica Cuza, a cumpărat casa din Podeni, deci casa despre care vă spun, la 1842. Dacă a cumpărat-o la 1842, nu avea cum să se nască Cuza acolo. Cuza acolo, da. Corect. Da. La 1848, Anica, Gheorghe și Anica Cuza au avut doi copii, Ioan Cuza și Costache. Ei bine, la 1848, Anica Cuza vinde casa fiului cel mai mare, lui Costache. Am găsit actul de vânzare în care arată și cum a cumpărat-o, de la cine a cumpărat-o, cu cine se învecina. Iar al doilea act este de pe la 1872, când Gheorghe Cuza murise după 1866 și casa este din nou vândută. Deci, iată, documentele care sunt originale, pe care le-am publicat, ne demonstrează că, cel puțin, casa respectivă nu putea să fie la 1820 a lui Gheorghe Cuza. Deci, da. Bârlădenii ar trebui să mai scotocească puțin, să mai caute casa lui Cuza, dacă tot susțin. Deci, dumneavoastră susțineți că argumentul casei, da, și a locului nașterii, deci nașterii domnitorului în această casă, nu avea cum să petreacă. Nu era a lui Gheorghe Cuza. Da. Deci, asta am demonstrat-o prin documente publicate care se păstrează în arhivele din București, nu pot fi contestate, sunt originale. Și totuși, iată, foarte mulți, unii istorici, inclusiv pe la Vaslui, am văzut că iau și spun, da, Cuza născut la Bârlad. Asta e frumusețea istoriei. Nu mai trebuie să și demonstrezi. Da, trebuie să și demonstrezi. Da. Fac farmecul. Sigur că da. Eu nu dau verdicte. Da. Deci nu am dat nici astăzi. Dar cred că ar mai trebui cercetat și mai multă atenție chiar la actele pe care le publicăm. Am văzut un așa numit pașaport, acum recent, anul trecut, al lui olograf, al lui Alexandru Ioan Cuza, în germană, nu? Dar unde nu era scrisul domnitorului. Eu i-am văzut scrisul pe rezoluțiile din documente, am cercetat documente unde, așa, și nu are nicio asemănare, nu există nicio asemănare între cele două scrisuri. Și era dat ca și cum ar fi fost scris de domnitor? Da. Uite, iată... Pașaportul olograf, de olograf. Scris de domnitor. Da, de domnitor. Da. Da. Deci ceea ce nu mi se pare firesc. E, o să... Vă așteptați să primiți replici de la istoricii bârlădeni, la susținătorii ideii că Alexandru Ioan Cuza s-a născut în Bârlad. Cum Bârlad, nu? Sau cum îi spunea? Nu, Bârlad. Bârlad, așa ai zis, da. Aici e o chestie de filologică, de secol XIX, apare Bârlad. Bârlad, da. Dar nu, Bârlad. Bârlad, da. Da. Ok, da. Și până la urmă... Cam când așa credeți că se va elucida? Vreodată misterul locului nașterii sau rămâne un mister? Ceea ce nu cred că se va întâmpla, dar doar atunci când se va găsi actul mitrical scris de preotul de la biserica unde a fost botezat. Credeți că se mai poate... Nu cred. Ați scotocit dumneavoastră suficient și n-ați dat. Nu cred că am scotocit. Niciodată nu scotocești suficient. Documentele apar când nu te aștepți. Sunt o mulțime de documente care te uimesc prin frumusețea lor și informațiile pe care ni le oferă. Doar atunci când se va descoperi actul mitrical, avem certitudinea nașterii lui la... Într-unul sau într-altul din cele două locuri, amintite, nu? Da. Sau cele trei locuri. Cert este că viitorul domnitor, copilăria nu a avut cum să-și o petreacă decât la Bărboș, în Ținutul Fălciu, unde era conacul tatălui său. Tatăl său a deținut în mai multe rânduri funcția de ispravnic al ținuturilor Fălciu, de cele mai multe ori, și Tutova sau Vaslui, dar după 1831 el va fi trimis Pârcălab la Galați, la județul Covurlui, nu?
Acolo își va cumpăra o casă și va locui mai mult la Galați decât la Barboș, Huș, Bârlad și unde păi, mai presupunem noi. Și casa se păstrează din... Revoluția din 48 unde l-a găsit era pe calap de Bârlad sau de Galați? Sau... El în, da, era, nu mai era pe calap, fiindcă el în 1848 va și muri. Ioan Cuza va fi răpus de holeră, prin iunie, așa, 1848. Iată două evenimente pe care eu le-am amintit și data trecută, dacă vă amintiți, legate de 1848. Alexandru Ioan Cuza a studiat în țară, la Galați, mai degrabă, la pensionul de Galați decât la cel din Iași, apoi la Paris, nu, unde... și-a luat examenul de bacalaureat. Diploma sa de bacalaureat este semnată de François Guizot, primul ministru a vremilor respective din Franța. A început și o facultate de drept. Fratele său, Dimitrie, a studiat la Academia Mihăileană din Iași. A mai avut și o soră, Soltana. Dar el a intrat în cercul acestea revoluționare ale vremii, mai ales sub influența ideilor din Apus, a revenit în Moldova și s-a remarcat ca participant la adunarea de la Iași din fața hotelului Petersburg împreună cu fratele său Dimitrie. A și luat cuvântul, nu? Însă după înăbușirea manifestației se retrage în Casa Mavrocordat, unde este organizată o rezistență, va fi luat de către jandarmii vremii, rănit în Casa Mavrocordat, a fost bătut și mulți dintre ceilalți, iar 13 dintre cei mai agresivi, spunea documentele autorităților, cei mai radicali revoluționari de atunci au fost trimiși către Imperiul Otoman. Trebuiau duși la izolare la Măcin, în Dobrogea. Dobrogea făcea parte integrată din Imperiul Otoman. La Galați, Elena Cuza aranjează evadarea și 6 din cei 13 au fugit și au fost sprijiniți de consulul britanic și în sfârșit vor pleca în Occident. Dar acum fratele său, Dimitrie Cuza, fuge la conacul boieresc de la Barboș. Jandarmul de la Huș, care a fost... Deci locul la casa natală. Da. Jandarmul de la Huș, cel care conducea echipa, nu? Ne lasă un raport care a fost publicat de mult, ar trebui să fie știut de istorici, iese de cei mai mulți istorici cunoscut, în care relatează cele întâmplate la Barboș. Și spune că am ajuns la Barboș la miezul nopții, unde a ieșit Ioan Cuza în izmene cu pușca și în cele din urmă au tratat cu el, iar cei doi care erau adăpostiți acolo, Dimitrie Cuza și prietenul său Costache Moruzi, cred, vor fi predați echipei de jandarmi și duși la Huș, apoi la Iași. Deci, iată, la 1848 Ioan Cuza se afla la Barboș. La Barboș, da. Mihail Sturza, după ce s-au potolit evenimentele, a permis reîntoarcerea foștilor revoluționari înapoi în țară, de altfel exilul ăsta a fost cumplit pentru ei, nu? Și le-a stabilit domiciliu obligatoriu. Evident că revoluționarii au refuzat să revină, vor veni înapoi abia în timpul lui Grigore Alexandru Ghica, cel care preluase tronul după convenția de la Balta Liman după aprilie 1849. Însă, pentru Alexandru Ioan Cuza, i s-a stabilit domiciliul ăsta obligatoriu, sintagma era alta, la moșia părintească de la Barboș. Iată, sunt câteva elemente pe care dacă le închegăm, putem face o analiză și persistă controversele. Am mai văzut, domn profesor, că ce drumului, îi se spune drumul lui Cuza, nu? Da, sau drumul al domnitorului. Da. Barboș, Zgura, Tăietura, Zgura, Oltenești, Tanacu și așa undeva la Munteni de Sus, da, sigur. În Sausolești,
spre Iași, în partea cealaltă. Da, Soleștii soției sale. Elena Cuza provenea din familia Rosetti, a fost fiica lui Iordache Rosetti și a Ecaterinei Catinca. Apropo, pe actul de căsătorie nu există trecută? Și nu locul nașterii nu se păstrează, nu? Nu se păstrează actul de căsătorie. Aici este. L-ați căutat? Ați încercat să dați de el? Oricum, și actele de căsătorie, tot sub forma actului mitrical îl avem și l-avem. Și aia, da. Da. Că ei s-au căsătorit în 1844. Actele de stare civilă apar după legea comunală din 1864 și codul civil din 1865, când trec din sarcina bisericii în cea a autorităților laice. Deci nu avem acte de căsătorie, nu avem acte de deces, de naștere eliberate de stat. De stat. Și numai biserică. Domnul colonel, cum vede armata? Unde s-a născut Cuza? Cred că mai e detaliată prezentare și în același timp documentată ca domnul profesor Clit, n-a făcut-o nimeni. Una din probleme. A doua. Vă puneți bârlătenii în cap. Cine? Dumnezeu. Întotdeauna mi-am pus. Dumneavoastră o să fii. Puneți că sunteți din zona Bârlatului. Aia e culmea culmă. Sunteți la Puiești deloc. A doua mare problemă. Vorbeam acum despre Rosetești. Da. Să vedeți patriotismul de care a dat dovadă. Nu vorbim numai despre Elena Cuza, soția lui Alexandru Ioan Cuza, ci și despre o verișoară de-a ei care, care s-a căsătorit cu fostul comandantul armatei a 6 germane, cu von Paulus. Și ca să vedeți noastră faptul că nu și-a schimbat numele, îi spunea Rosetti Paulus și au avut doi copii. Amândoi au murit. S-au întâlnit după aceea la Dresda, după ce a fost eliberat din prizonerat, între ghilimele, de la ruși și s-a întors von Paulus acolo. Deci provine dintr-o familie care a pus pe primul plan interesul nației. Asta e una din probleme. A doua mare problemă, pentru că urma domnul profesor să reintre cu reformele. Și să vedeți de curiozitate, o să vă prezinte domnul profesor și dacă am posibilitatea și eu, reforme care, domnule, sunt de o actualitate și astăzi extraordinară. A atins toate aspectele vieții economice, sociale, politice și militare. Eu mă voi... Asta înseamnă că a avut și consilier foarte bun, domnitor. Eu mă voi strădui acum pe cât posibil să prezint prima reformă pe care a pus-o în aplicare Alexandru Ioan Cuza. Reforma militară. Da, organizarea armatei. În martie 1859, pentru a se cunoaște cele două armate din țara românească și din Moldova, un regiment de la București a venit și a staționat, a fost cartieruit în Iași, iar de la Iași au plecat din regimentul de muschetari, a plecat două batalioane și o baterie de artilerie călăreață. Din ce cauză? Pentru a se cunoaște mai bine din punctul ăsta de vedere și să stabilească înfrățirea, să zicem așa, între ghilimele. Iar ca drept dovadă, deci asta în martie, iar în aprilie, tot 1859, deci n-a început marea epopeea activității privind legile și legislația. Este întrunirea celor două armate la Florești, lângă Ploiești. Prin întrunirea celor două armate, nu mai dau denumirea acum, să spun că de regimentele de la Iași, regimentele de la București, batalionul de geniu de la București, cele două divizioane de artilerie care au constituit regimentul, s-au grupat aici. Aici s-a organizat instrucția în mod unitar. S-a executat marșuri, s-au executat aplicații. Care mai este rolul întrunirii adunării armatei române, celor două armate? Că în convenția de la Paris spunea
cele două armă rămân, rămân de cine stătătoare, armată și acolo și aici. Da. Alexandru Ancuza a devansat această activitate, făcând ca să existe o singură armată. Spun aceasta pentru faptul că în acea perioadă se desfășura războiul sardo-austriaco, ăsta cum îi spune, francez. Domnilor, adunarea celor două grupări de forțe din Moldova și din Țara Românească la Florești, exact în centrul țării, de posibilitatea din punct de vedere militar ca armata română, așa mică cum era, de 11.000 de oameni atunci, așa, să-i dea, a dat posibilitatea armatei române să execute manevra pe direcții interioare, făcând presiune asupra armatei austriece, care stătea în foarte mare dubiu, Austria, să ne recunoască sau să nu ne recunoască. De asemenea, deci poate tragem o concluzie. Cei care s-au gândit la așa ceva, s-au gândit și la, probabil, și la manevra pe direcții interioare pe care au realizat-o în 1595 Mihai Viteazu prin bătălia pe direcții în care a zdrobit rând pe rând în trei puncte Stănești, Șerpătești și Putineiu între Muntenia și Oltenia armatele turcești care interveneau în Țara Românească, în iarna aia. Ce ar mai fi în această situație? Sub această umbrelă a unei constituirii unei forțe cu care domnitorul putea interveni în momente de răstriște, s-au realizat marele lucrări, între ghilimele, realizate de către cel din tâi domnitor al Unirii. Și așa cum am spus, după Ștefan cel Mare și Sfânt, este domnitorul care este cel mai mult amintit în toate lucrările și este și stimat în același timp. Are și de ce, domnul Conor? Da. Sigur că da. Este de ce, ce voiam să aici vreau să precizez că în 1862 Alexandru Ancuza, după ce se desființează tabăra de la Florești, dă unităților militare, le înmânează drapelele de luptă pe care scria onoare și patrie, honoret patrie. Și dați-mi posibilitatea, vă rog să citez de aici, cuvântul pe care l-a avut domnitorul atunci când am înaintat drapelele. Primind dar steagurile cele noi, spunea domnitorul militar la Rădănaț pe câmpul Cotrocenilor, aduceți-vă pururi aminte că vă încredințez onoarea țării. Steagul e România. Acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele strămoșilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorilor. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinii și disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării. Întreaga istorie a României. Da. Este concentrat tot ce înseamnă istoria neamului aici și de aici se poate trage concluzia că următoarele deja începuse evenimentele la 1860, adică marele reforme pe care domnul profesor Clit abia așteaptă să se să le anunțe. Da, să le... Mă pot lăsa pe dumneavoastră. Da. Da. Sigur, una dintre... Da, eu aș vrea totuși, dacă a început domnul colonel cu reforma, haideți să vedem reforma agrară, ce a mai fost acolo, un învățământ. Eu aș vrea să vin cu o completare a celor spuse de domnul colonel. Unirea prevăzută prin Convenția de la Paris din 1858 era una trunchiată. Știm că în ianuarie 1859 politicienii de atunci au pus marile puteri în fața faptului împlinit. Dar după vestea dublei alegeri,
imediat la Paris se vor întruni cele 7 puteri garante. Domnitorul... Au luat în discuție tocmai a dubla alegere? Sigur, da? Că să vadă dacă o recunoaște sau nu. Și recunoașterea ei. Da. Sultanul a mobilizat oștile pentru o intervenție în Principate, la sud de Dunăre. Alexandru Ioan Cuza între 1859 și 1862, când se mută capitala la București, când se formează primul guvern unic, când se formează prima adunare unică, primul parlament, nu? A luat o serie de măsuri de unificare administrativă. Și iată, armata este una dintre instituțiile privilegiate din punctul ăsta de vedere. Păi cred că au adus-o, apropo, domnul profesor și domnul colonel, probabil că armata mobilizată la Florești era ca răspuns la ce se poate interveni pe orice direcție. Păi, da, ca răspuns la ce ordonase sultanul Imperiului Roman. Asta e sigur. Asta era răspunsul. Asta era răspunsul. Adică spune, mai mult nu decât atât, dacă la Iași și București funcționau două guverne, s-a organizat un singur minister al apărării. Deci era singur. Da, singur. Pentru deci ambele principate, în fruntea lui era Emanuel Florescu. Un singur stat major. Și tabăra de la Florești este prima acțiune în care trupele muntene și moldovene se realizeze coeziunea. Sigur, și apărarea împotriva unui eventual atac otoman de la sud de Dunăre. Abia în decembrie 1861 este obținut firmanul sultanului prin care alege dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. O recunoaște. Dar, în afară de toate reformele lui Cuza, eu aș vrea puțin să mă plec asupra raporturilor lui Cuza cu biserica, care rămân unele controversate, iar figura lui Cuza a dat fiori ierarhilor bisericii până când i-au înțeles, dacă vreți... Domnul, eu am să vă opresc un pic. Așa, nu, dați capul de după... După aceea... Da. Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza ia primele măsuri, pregătește, dacă vreți, secularizarea. Sunt preluate averile mănăstirilor Neamț, Secu, cele două aveau un singur stareț, Vorona, Agapia. Toate erau închinate, muntele Iatos? Nu erau închinate. Nu, autohtone. Nu erau închinate. Da. Deci sunt preluate averile acestor mănăstiri și date statului, să le administreze statul. Este luată tipografia de la mănăstirea Neamț, iar în 1860 avem prima desființare de mănăstiri românești. E vorba despre mănăstirile Doljești și Zagavia și vreo 31 de schituri. Cele mai multe au fost din eparhia Hușilor. Erau schituri cu un naceanic, conducătorul, egumenul, nu? Și 2-3 călugări cu suprafețe mari de pământ, cu unele scandaluri legate de viața monahală. Și iată, Alexandru Ioan Cuza le desfințează. În interiorul lor sunt înființate școli, instituții sociale, ospicii și chiar centre de detenție. Nu? Uh-huh. Există o legendă conform căreia Alexandru Ioan Cuza ar fi mers cu sfetnicul său de taină, Mihail Cogălnicianu, într-o mănăstire. Este o legendă. Da. Și nu au fost primiți deloc bine de către călugării de acolo, iar atunci erau îmbrăcați în haine modeste, cei doi au plecat și s-au întors înapoi cu corpul de oaste care era în apropiere, care aveau alături de ei și un grup de ăsta din hoți, nu? Și a spus că i-a dat afară pe călugări din monahii din Chiliș, a spus că dau afară un hoț și aduc altul. Și iată, dar asta este o... E o legendă, da. O legendă, nu? Deci iată, desfințarea acestor schituri și mănăstiri din 1860, care a provocat rumoare, dar nu numai, și reacția mitropolitului Moldovei, este vorba despre Sofronie Miclescu, fost episcop de Huș, nu? Care a trimis un memoriu
și îi bate obrazul lui Cuza. Lui Cuza, nu? Cuza îi trimite memoriul înapoi. Cert este că de Sfinții Mihail și Gabriel, Sofronie Micrescu este arestat în timpul slujbei de către jandarmi și dus în exil la mănăstirea Slatina. Alexandru Ioan Cuza mai mult... Slatina de Bogdănești, Suceava, nu? Suceava, da. Care e perit vechea. Titoria lui Alexandru Lăpușneanu. Lăpușneanu. Și unde a avut și exilul lui Veniamin Costache, care intrase în conflict cu Mihail Sturza de atunci și l-a trimis tot la mănăstirea Slatina, foarte interesantă. De acolo va veni episcop la Huș, Melete Istratie, cel care s-a împotrivit unirii de la, din 1857, în timpul adunărilor ad hoc. Va și muri în anul respectiv, nu? Revenind, iată-l pe Sofronie, mitropolitul arestat, trimis cu jandarmi. Cuza se amestecă. Deci cu tremur un pic în lumea bisericii române. De altfel, române. Sofronie Miclescu, când își va da demisia, va cere voie domnitorului să vină la Iași, era foarte grav bolnav. Deci l-a zdruncinat de tot, dacă vreți, nu? Ei, și așa ajungem la legea secularizării averilor mănăstirești din 1863, după ce înainte Alexandru Ioan Cuza a interzis folosirea limbii grecești într-o serie de mănăstiri, din mănăstirile și schiturile din cele două principate, nu? A lăsat trei lăcașe unde să mai fie folosită limba greacă. Este vorba despre Biserica Sfântul Ioan cel Mare de la București, pe locul căreia s-a ridicat Palatul Cec. Da. Da, existent și astăzi. Da, da, da. Pe urmă, în apropierea Muzeului de Istorie Națională chiar a României. Da, în față, da. Pe urmă, Biserica Sfinții Arhanghel din Brăila și Mănăstirea Dancu din Iași. Iași. Aici se mai săvârșeau slujbele în limba greacă pentru comunitățile grecești. În rest, limba română a devenit obligatorie. Ce trebuie să știm? Că la 1863, când Cuza a aplicat secularizarea, un sfert din pământul țării, 25%, se afla sub stăpânirea mănăstirilor greci închinate. Au existat antecedente în lupta aceasta cu grecii. Prima dată în Țara Românească, la 1823, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica și mitropolitul Grigorie Dascălu au interzis, au înlăturat pe egumenii greci. De altfel, era o prevedere de la Tudor Vladimirescu din programul său revoluționar Cerele Norodului Românesc din februarie, nu? Însă măsura asta nu a putut dăinui. De ce? Fiindcă a intervenit Rusia în favoarea grecilor, care și-i dorea aproape în lupta sa împotriva Imperiului Otoman, nu? Au mai fost și alte încercări, dar iată că în decembrie 1863 Cuza dă împreună cu sfetnicul său Mihail Cogălnceanu și primul ministru de la vremea respectivă legea secularizării, care a fost o lovitură uriașă pentru mediul grecesc. De altfel, egumenii greci și-au luat documentele de proprietate ale mănăstirilor, le-au dus cu ei la locurile sfinte, la Athos, la Sinai, la Ierusalim, la Constantinopol, nu? Sperând că este o măsură, o reformă trecătoare. Temporară. Iar grecii mai așteaptă și astăzi, anularea legii. Se spune că Nils de la Florești a plecat cu vreo două care pline cu documente. Aici avem o Florești de Vaslui, Arhimanditul Nil, care de altfel a fost un om foarte inteligent, un bun administrator. Pe lângă mănăstirea Florești, a primit în administrare și cea de la Cotroceni. Actualul Cotroceni. Cotroceni. Da. Iar Alexandru Ioan Cuza, fiindcă vorbim despre acea legendă că ar fi fost închis Cuza la Florești. Ei, episodul s-a petrecut la București, la mănăstirea Cotroceni. Alexandru Ioan Cuza și sfetnicii săi și-au anunțat vizita la Cotroceni. Evident că Nil s-a fugit. Nil a plecat într-o altă locație din București, pe Șerban Vod acolo. Și l-a primit o slugă, nu?
care, a lui Nil, care l-a slujit și la Florești, de pe la Oltenești era deloc, și care va lăsa pe la 1912 o mărturie a acestui episod. Alexandru Ioan Cuza au ajuns acolo, s-au așezat și sluga le-a spus că arhimanditul Nil nu se află aici și a servit niște cești de aur, așa, cu cești și cu tacâm, lingulițe de aur, da. Și Cuza cafea. Și Cuza spune, dar de când monahii ăștia își servesc cafeaua și atâta aur și toate lucrurile acestea, nu? Iată, și atunci Cuza i-a cerut prin sluga sa lui Nil să părăsească palatul egumenesc de acolo și să plece în altă locație. Nil a înțeles pe urmă mesajul Dumnezeu. Deci asta este episodul legat... Deci care se, de fapt, cam se dăduse dincoace. Se da. Spunea că s-ar însă, fi petrecut la Mănăstirea Florești. Astea sunt câteva aspecte vis-a-vis de biserică, dar Alexandru Ioan Cuza, pe lângă legea rurală, împroprietărirea țăranilor cu pământ, pe lângă codul penal și de procedură penală, pe lângă codul civil și de procedură civilă, pe lângă legea de organizare a armatei, este părintele armatei noastre moderne. Jandarmeria, nu? Jandarmeria, da. Bineînțeles. Făceau parte din gloate. Pe lângă legea cu folosirea acelorași unități metrice și de greutate în ampele principate. Ce cu ocaua asta, cu ocaua lui Cuza? Nu, revin. Și cu legea instrucțiunii, el a avut în vizor și biserica. Și iată, aici eu mi-am notat, ca să nu greșesc, da. Trei legi pe care le-a dat Cuza. Decretul organic pentru înființarea unei autorități sinodale centrale, din 3 octombrie 1864. Și ce spune acolo? Deci un fel de patriarhie, da? Un fel de autocefalie. Autocefalie. De fapt, aici este începutul autocefaliei românești, a independenței, da, independenței bisericii. Și era față de Athos, nu? Nu, față de patriarhia de la Constantinopol. La Constantinopol, sigur. Da. Biserica așa. Ortodoxă română este și rămâne independentă de orice autoritate bisericească străină, întru tot ce privește organizarea și disciplina. Deci este începutul autocefaliei, nu? Pe urmă elaborează trei regulamente care împreună constituie legea sinodală. Nu poți să ai autocefalie fără un sinod. Și a treia, legea pentru numirea de mitropolit și episcop eparhioți în România din 1865, care a provocat așa numita luptă pentru canonicitate. Alexandru Ioan Cuza nu a mai respectat tradiția alegerii ierarhilor, au fost numiți. De altfel, după ce a preluat tronul, nu a mai existat un ierarh ales, ci erau locotenenți de episcop sau locotenenți de mitropolit și după unire, tot el a vrut să unească și biserica. Și atunci a desemnat un mitropolit primat. Ar fi patriarhul de mai târziu, după 1925, mitropolitul Nifon de la București obține și statutul de mitropolit primat. Deci iată cum a pregătit el biserica, însă prin legea aia privind numirea de mitropoliți vine cu două lucruri noi. În primul rând, ierarhii, episcopi, mitropoliți sunt numiți de domnitor, da, după la propunerea ministrului cultelor, după ce se discutase problema în Consiliul de Ministri. Da? Iar judecata sinodului, a clerului, era numai în cele spirituale. În cele lumești erau judecați de instanțele de judecată și instanțele civile. Civile, da. Lucruri care nu au convenit atunci bisericii, însă mai târziu el a fost în biserică o persoană non grata, Alexandru Ioan Cuza, în biserica deci, ortodoxă. Cam era pus la, da, acolo, la canon, nu? Cred că, dar mai târziu, mai târziu și astăzi, nu? Istoricii BOR, a Bisericii Ortodoxe Române, toacă, nu? Scris de acolo. Și-au dat seama că toate reformele lui Cuza, de fapt, nu au dus la separarea bisericii de către stat. Aici era teama cea mai mare. În Occident, chiar și Napoleon al III-lea, nu? Măsurile sale și la Revoluția franceză au despărțit biserica de stat. Iar
recent, nu mai rețin în ce an, 2004, pe dealul Patriarhiei, acolo a fost ridicat statuia lui Alexandru, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ca un gest de recunoștință. Reconciliere și recunoștință. Și recunoștință. Da. Două minute, domnul colonel, vă las, da, mai avem două minute, s-a dus. Vă rog. Asta ca și urmare a faptului că cel care este patriarh este o minte luminată. Da. Ciubotaru, da? Daniel Ciubotaru, nu? Prea fericitul Daniel. Asta e formula bisericească. Da, corect. Două secunde. Vă rog. Legea rurală a lui Alexandru Ioan Cuza și legea instrucțiunii publice l-au transformat pe țăran în cetățean. L-a împroprietărit și a dat posibilitatea să învețe ca mai târziu să voteze. Aha, uite, marele, vă rog, haideți să tragem și o concluzie așa și să lăsăm armata să, să tragă ultimul foc. Dacă mai are cartușe pe țeavă, dacă nu, mai vedem. Dacă nu găsim. Găsim, nu? Căutăm. Da, vă ascult. Când se vorbește de Alexandru Ioan Cuza, se vorbește de primul și cel din tâi om care a realizat unirea pe care și-au dorit-o toți românii. După 1859 va urma 1918, în care nu s-ar fi putut realiza ceea ce s-a realizat în 1918 dacă nu era 1859. Iar dacă nu era prima reformă a unei instituții fundamentale a statului român, armata. Da. Așa cum spunea și domnul profesor, legea instrucțiunii publice, învățământul primar obligatoriu, învățământul secundar de 7 clase, prima de 4 clase, iar gratuit. Și gratuit și învățământul superior 3 clase. Da. Asta e una din probleme. Din păcate, că ne forțează. A doua mare problemă și fundamentală este faptul că întotdeauna nu a plecat capul în fața nimănui. Iar dacă a fost nevoit să plece în 1866, datorită trădărilor de lângă el. Aia este, vedeți, așa suntem. Și vedeți dumneavoastră, inclusiv consilierului unchiul viitorului trădător, Sturza, colonelul Sturza, din primul război mondial, a fost consilierul lui, adică șeful cancelariei lui. Da, am înțeles. Nu. Eu țin să vă mai așteptăm, mai avem de discutat. Vreau să numai să arăt trei. Vă rog. Și să recomand trei apariții editoriale. Dumitru Ivănescu, Bârlădean, regretatul Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conștiința posterității, o carte excelentă. O retipărire, Principesa Elena Cuza, corespondență și acte. Da. Și cartea prietenului nostru Cătălin Turliuc, Alexandru Ioan I și epoca sa. Cătălin Turliuc, profesor universitar din Iași, îi mulțumim, vă mulțumim domnule profesor Costin Clit. Mulțumesc domnule Ștefan Focșa, domnule colonel, să trăiți onoare și patrie, nu? Așa se spune. Am învățat deviza. Iar prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. O zi frumoasă, toate cele bune, weekend plăcut în continuare. La revedere!